În emisiunea Șahmat, moderată de Ovidiu Ilisan, invitată specială a fost Maria Precup, viceprimarul municipiului Reghin. În cadrul acesteia am aflat că vom avea un program pregătit pentru Ziua Națională a României, care se serbează pe 1 decembrie. Cu ajutorul instituțiilor de cultură, noi totdeauna facem un 1 decembrie deosebit și sper că așa anul acesta să fie și mai deosebit ca altă dată, pentru că așa cum am zis cu taxele, că vreau să nu le îngreunăm viața concetățenilor noștri, de 1 decembrie vrem să le facem o zi deosebită și o zi de sărbătoare. Și pentru acest lucru avem un spectacol deosebit la Casa de Cultură. Vrem să împodobim orașul de sărbătoare, să facem o repetiție cu iluminat ornamental, să vedem ce iese. În centru va fi pregătită încă de la ora 2 un concert pregătit de Casa de Cultură, deci înregistrări și așa. Și la ora 5, la Casa de Cultură Mare, va fi un spectacol deosebit care va ține 3 ore și până vom cânta împreună Hora Unirii între cele două parcuri. Ovidiu Ilisan a atins în cadrul emisiunii sale și problema taxelor și a impozitelor pe anul 2011. Viceprimarul Reghinului a declarat că administrația locală va încerca să nu majoreze aceste dări către buget. Chiar astăzi am vorbit cu șefa de la buget și cu domnul primar că noi ne-am propus ca și anul trecut să nu mărim deloc taxele locale. Noi încercăm să, ce depinde de noi ca și administrație locală, să facem, să luăm greutatea de pe umerii cetățenilor și nu vom mări absolut deloc taxele locale, pentru că noi ne încadrăm în limita minimă și chiar dacă nu o să avem atâția bani cât ne dorim pentru buget și pentru investițiile care vrem să le facem, rămânem așa la toate taxele, deci, locale. Nu va fi nicio majorare ajustări? Deci nu vor exista majorări. Nu-i cazul, da. Vor exista poate diferențe în ceea ce s-a hotărât. Să dăm ca exemplu mașinile, cei care au mașini peste o anumită capacitate sau a doua, deci, sau a treia, da, mașină. Sau, da, deci astea sunt prevederile care sunt în buget și în codul fiscal. Au apărut în acest an aceste noi prevederi. Aici nu putem, deci conform codului fiscal nu putem. Dar pe lângă cele prevăzute la nivel național, administrația locală are dreptul cu 20% să mărească orice taxă. Pentru deci latitudinea administrației locale și aici noi nu facem nimic. Deci rămâne pe minimul stabilit de lege. În emisiune, viceprimarul a făcut referire și la vizita lui Victor Ponta în municipiu, dar alături de Ovidiu Ilisan s-a discutat și despre economia Reghinului. Dacă doriți să revedeți această ediție Șahmat, o puteți găsi pe site-ul darintv.ro.